Amin, lăudat să fie Domnul, vă rog să reocupați locurile. Dimineața am citit pasajul din Efeseni, capitolul 6, de la versetul 10 la versetul 20. De fapt, întreaga epistolă scrisă de Pavel Efesenilor este despre războiul spiritual. Toate cele șase capitole sunt concentrate pe acest război despre care spuneam dimineață că este un război spiritual în primul rând. Noi îi vedem aplicațiile, efectele în lumea materială, dar lucrurile se desfășoară la nivel spiritual. Dragii mei, vreau să introduc lecțiunea din seara aceasta prin a vă demonstra că tot ceea ce se întâmplă pe pământul acesta, în istoria la nivel macro, vorbim despre istoria văzută de departe, tabloul maxim a ceea ce se întâmplă în omenire, cât și istoria de tip micro a vieții fiecăruia dintre noi. Toate aceste lucruri sunt aplicații, detalii create în spațiul spiritual. În epistola către Efeseni, în capitolul 1, ni se vorbește despre Domnul Iisus Hristos înviat și așezat în locurile cerești. Locurile cerești au aici înțelesul de lume spirituală, în lumea spirituală. Undeva în văzduh, în spațiul spiritual nevăzut. Noi ne uităm spre cer și vedem albastrul cerului. Ochii spirituali văd o pătură groasă și întunecoasă, un fum negru al prezenței stăpânirilor demonice care înconjoară pământul acesta. Pentru că de aceea lumea zace în cel rău. Este o pătură așa de groasă că nici măcar Arhanghelul Gavril n-a reușit să o străbată. A fost blocat atunci când a avut misiunea de a-i transmite mesajul prorocului Daniel. A trebuit să vină Arhanghelul Mihail să creeze acel culoar, să poată ajunge după 21 de zile, cu 21 de zile de întârziere, cu mesajul venit de la Dumnezeu. Acolo era un duh foarte puternic, un demon foarte puternic. Vedeți, și în lumea spirituală, atât în lumea spirituală pozitivă, cât și în cea demonică, există grade de putere, de înțelepciune, de capacitate. Nu toți îngerii sunt la fel. Pentru ca demonii cei mai puternici, așezați de Dumnezeu, să protejeze sfera pământului, să-și părăsească locuința, să coboare pe pământ și să procreeze uriași, care înseamnă mutații genetice, dramatice, scopul fiind să contamineze genetica umană pentru ca să împiedice întruparea Domnului Iisus Hristos în lume. Și inclusiv transferată această genetică compromisă, după potop, unde s-au așezat? În țara Canaan, ca să împiedice poporul Israel să ia în stăpânire țara promisă. Acolo s-au dus uriașii, progeniturile acestor îngeri foarte puternici, care au posedat trupuri de bărbați, ca să poată opera în lumea fizică, altfel nu puteau. Până la îndrăcitul din Gadara, pe care nu l-a putut stăpâni un singur demon. A fost o legiune, o mulțime de ei. Ei, resursele împărăției spirituale a diavolului sunt limitate. Nu are așa de mulți îngeri puternici să ia fiecare în stăpânire cât un om. Nu au așa de multe legiuni de îngeri
să posede. Și atunci operează sub alte forme, și prin posedare demonică care anihilează personalitatea unui om, dar operează prin opresiune demonică și cel mai des prin influență demonică. În seara aceasta voi vorbi puțin despre lucrul acesta. Pentru că îngerii sunt limitați în capacitatea lor, inclusiv demonii sunt limitați în capacitatea lor. Și atunci există strategii, planuri pe care le desfășoară diavolul. Nu suntem în necunoștință de planurile lui, de strategiile lui. Dumnezeu ni le descoperă ca să știm la ce să ne așteptăm. Foarte mulți întreabă unde este America în profeție. Nu-i așa? Vi s-ar părea absurd ca cel mai mare imperiu care a existat vreodată în istorie. Și nu vă mirați că spun că America este imperiu. America are toate componentele unui imperiu, chiar dacă nu este neapărat colonialistă. America este dominantă în istoria de astăzi a omenirii, din punct de vedere militar, din punct de vedere cultural, din toate punctele de vedere. Are cea mai avansată armată, are cea mai avansată cultură, are cea mai avansată justiție. Toate sistemele produse de această națiune într-un timp foarte scurt dovedesc o capacitate dincolo de timpul necesar pentru o forță mondială să se developeze. Trebuie să existe cineva care să împingă, să motiveze, să creeze această dominanță de tip mondial în spatele Americii. Și eu cred că a fost pozitivă și este încă pozitivă câtă vreme America susține cauza poporului Israel. Asta este rațiunea de a exista acestei țări. Dacă nu era America, Israelul nu apărea din nou pe hartă. Dacă nu era America, Israelul nu rămânea pe hartă. Și câtă vreme America va fi un obstacol, așa, șchiopătând de ambele picioare din punct de vedere spiritual, va fi un obstacol în calea guvernului mondial, el nu se va putea instaura. Dacă mă întrebați pe mine, după cum împotriva lui Gavril s-a așezat un demon foarte puternic, numit Duhul Căpeteniei Persiei. Nu un demon era pe tronul împărăției Persiei, era un om, dar în spatele acelei împărății stătea un demon cu o forță atât de mare încât Gavril n-a putut să treacă de el. Cine era în spatele unei împărății? Un demon foarte puternic. Să nu-mi spuneți că în spatele Americii nu este nimeni. Biblia îl numește pe Arhanghelul Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Așa i-a spus lui Daniel. Eu cred că forța care a ridicat America, îngerul de o forță extraordinară, care îl va da și pe diavolul jos din rai, din cer, nu din rai, din, de la tronul lui Dumnezeu, unde se duce să ne pârască, dar în spațiul lui Dumnezeu, îl va da jos. Singurul în măsură să apere și să protejeze trupul lui Moise. Atunci când diavolul vroia să-l ia și să-l facă un idol și un loc de închinare pentru întregul Israel, spune Biblia că Arhanghelul Mihail a fost pus să păzească trupul lui Moise, să nu aibă diavolul acces la el. Și s-a împotrivit și diavolul n-a reușit. Uite că n-a reușit. Este marele înger al lui Dumnezeu. Mai sunt îngeri foarte mari. Vă aduc aminte de Apocalipsa, capitolul 10, când un înger foarte mare și puternic a pus un picior pe ape, un picior pe pământ, a ridicat mâna spre cer și a jurat pe cel preanalt că nu va mai fi nicio zăbavă și că taina ținută ascunsă de veacuri, taina lui Dumnezeu se va duce la îndeplinire, taina fiind Hristos și biserica. Momentul răpirii de la cea din urmă, trâmbiță. Tot ce se întâmplă în lumea noastră sunt acțiuni cosmice, uriașe, dincolo de puterea noastră de percepție și înțelegere. Lupte fantastice care se desfășoară în locurile cerești, cu aplicație
prezentă în spațiul material. Dumneavoastră veți spune, e clar că e război așa de mare, pentru că războiul în primul rând este între Dumnezeu și Satana. Războiul este între cele două concepte majore, binele și răul. Războiul o fi între îngerii ăștia mari și puternici. Dar cum sunt eu parte din acest război? Dragii mei, trebuie să vă spun că suntem ținta și în atenția diavolului. Fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi suntem o țintă. V-am mai spus lucrul acesta și ca să-l demonstrez, să demonstrez acest lucru pe care l-am spus, vi-l mai spun odată. A fost un singur om neprihănit pe pământ, îl putea ignora, putea trece pe lângă el. Vezi, diavolul nu are capacitatea de a privi de pe poziția supremă, cum Dumnezeu privește și știe toate lucrurile. Știe și pe cei că nici nu trebuie să meargă în inspecție. Dumnezeu știe cine e a lui și cine nu e a lui. Dar diavolul nu are această capacitate, el este limitat. Și l-a întrebat, de unde vii? De la cutreieratul pământului, la plimbarea pe care am făcut-o pe el. A fost în inspecție. A fost în inspecție, a comunicat cu demonii, a comunicat cu spiritele care sunt la lucru în fiecare zi îndeplinindu-i planurile meschine. Și Domnul i-a spus, trebuie să-l fi văzut pe robul meu Iov. Era foarte informat Satana cu privire la Iov. Să știi că Satana știe foarte multe lucruri despre tine. Eu nu cred că diavolul are acces la gândirea ta. El nu știe ce gândești. Dar știe că gândești. Și imediat am să vorbesc despre lucrul ăsta. A pus ochii pe tine. Are un plan cu privire la viața ta. Și vrea să te distrugă. Nu vrea sub nicio formă să ajungi în rai. Eu cred că nimeni nu plânge mai tare decât diavolul la înmormântările sfinților. Noi ne plângem regretul despărțirii și durerea despărțirii de cei dragi. Diavolul trebuie că este chinuit de teribila înfrângere. Că un suflet a zburat spre împărăția lui Dumnezeu, victorios. E un diavol așa de rău, atât de pus pe rele, încă n-are niciodată liniște câtă vreme mai este un neprihănit care se închină lui Dumnezeu pe pământul ăsta. Și toate forțele le îndreaptă împotriva lui. Iată de ce trebuie să fim conștienți de războiul acesta spiritual. Dincolo de Mihail și Gavril, Duhul Căpeteniei Persiei, America, Rusia, Ucraina și se mai întâmplă pe aici și pe acolo. Lucruri care categoric fac parte din marea conflagrație spirituală între Dumnezeu și diavolul. Dar fiecare dintre noi, observând și văzând toate aceste lucruri și înțelegând profetic, sfârșitul este aproape, trebuie să ne uităm la viața noastră. Și există o cale de acces. Cea mai vulnerabilă pentru fiecare dintre noi, prin care diavolul încearcă să-și introducă aș putea să spun pe nesimțite. Armele lui de distrugere a sufletului tău, a vieții tale și dacă se poate, a bisericii locale. Biserica universală nu este vulnerabilă. Biserica locală este vulnerabilă.
Iată de ce trebuie să fim extrem de atenți cu bravurile. Sunt foarte mulți învățători în vremea de astăzi care triumfă, au lozinci triumfaliste că Biserica Domnului Iisus Hristos nu poate fi înfrântă. Și sunt de acord cu ei, dar ei se referă la bisericile locale. Oameni care au fost bine mersi cu biserica să nu se adune un an de zile, spunând că nu va suferi absolut deloc. Statisticile îi contrazic. Unii dintre ei au rămas fără 60% din membri. Alții lor li s-a desființat biserica. Pentru că biserica locală care nu se adună nici nu există. Nu mai vorbim de a supraviețui. Trebuie să fim foarte atenți. Biserica locală este vulnerabilă. Credinciosul în mod individual este vulnerabil. Și vulnerabilitatea esențială pe care o exploatează diavolul este la nivelul minții. Dacă veți citi Proverbe, capitolul 4, Biblia spune: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci de acolo ies izvoarele vieții. În accepție biblică, inima se referă la rațiune, pentru că Biblia spune că de acolo ies gândurile, din inimă, și de acolo ies vorbele. Inima este centrul existenței tale, este centrul identității tale. Și diavolul nu-i poate poseda pe toți oamenii. Nu are resurse, nu are atâția îngeri foarte mari. Nu mai are, că până și aia care au căzut, Biblia spune că sunt păstrați în lanțuri, în adânc. Și în urma posedării, îngerii care sunt scoși afară dintr-o persoană posedată sau când persoana posedată moare, drumul lor e către adânc. De aceea i-au spus Domnului Iisus: dă nevoie să intrăm în porcii ăștia, ai venit să ne chinui înainte de vreme, să înceapă chinul nostru de acum? Mai avem treabă aici pe pământ. Ai voie să intre în porci, porcii s-au aruncat în mare și tot în adânc au ajuns. Deci, n-are resurse de irosit. Nu o să meargă să vedeți foarte mulți oameni posedați. Trebuie să fim foarte atenți când aruncăm etichete de genul ăsta. Ăsta e posedat. Chiar cât de rău ar fi omul? E controlat? E condus? Dar a fi posedat e un lucru mare. Identitatea omului dispare. Ce, care ți-e numele? Nu și-ați dat numele. A spus că e legiune numele lui. Nici n-a mai vorbit omul, a vorbit diavolul din ea. De asemenea, opresiunea demonică este destul de vizibilă în lumea noastră. Știți că Saul a fost opresat, n-a fost posedat, a fost opresat demonic. Venea un duh rău și îl chinuia. Și când cânta David, duhul pleca. Deci duhul venea și pleca. Nu era o prezență permanentă. Dar era chinuit, era opresat, opresiunea duce și la depresie. Nu toți oamenii sunt opresați demonic, dar toți pot cădea sub influența celui rău, a unui duh. Vă aduceți aminte de David? Zice că Satana s-a dus și l-a atâțat, l-a instigat. I-a strecurat în minte gândul să facă numărătoarea poporului. David a făcut câteva lucruri în care n-a consultat legea, a transportat chivotul fără să consulte legea, acum a făcut numărătoarea poporului fără să consulte legea și a greșit. Și a urmat 3 ani grei pentru națiunea lui. A spus: mai bine să cad în mâinile Domnului decât în mâinile oamenilor. Însă, frați și surori, lucrul acesta s-a întâmplat pentru că diavolul știe un lucru, știe că gândim. El probabil nu știe ce gândim, mă gândesc decât dacă vorbim. De-aia Biblia spune că trebuie să ne măsurăm vorbele, pentru că vorbele dau pe față gândurile. Vorbele dau pe față gândurile. Ei, trebuie să fim foarte atenți la cuvintele pe care le vorbim, că diavolul le poate aude. Le poate auzi, are urechi. Dar eu nu cred că diavolul știe ce gândim. Domnul Iisus Hristos citea gândurile, Dumnezeu știe gândurile. Diavolul nu e Dumnezeu. Însă știe că gândim.
Și vine și strecoară anumite gânduri în mintea noastră, nici nu știm de unde vin. Iată de ce avem nevoie de un mare discernământ la nivelul minții. Trebuie să păzim inima, mintea, gândirea noastră, mai mult ca orice, să fim foarte atenți. Mintea noastră este un câmp de luptă. Pe teritoriul minții noastre are loc acest conflict. Acolo este apertura războiului spiritual. Apertura înseamnă deschidere. Acolo începe războiul din viața ta, la nivelul minții. În 1 Timotei 4:6, Pavel îi spune lui Timotei, dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței. Cuvintele credinței nu se gătesc în oală și nu se pun în farfurie. Cuvintele credinței sunt hrana minții. Și ale bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Pentru ca mintea noastră să fie păzită, ocrotită, ea trebuie hrănită. Și ceea ce noi trebuie să punem în mintea fraților sunt credința și buna învățătură pe care trebuie să o și urmăm. De fapt, noul legământ se bazează nu pe niște lucruri scrise pe table de piatră, pe ceea ce este scris în inimile noastre, în mințile noastre. Spune în Evrei 8:10, dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. În 2 Petru, capitolul 3, versetul 1, apostolul spune, preiubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu, în amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă. O minte sănătoasă, de fapt, ce e pocăința? Pocăința este schimbarea minții, metanoia, termenul original care înseamnă schimbarea minții. De la o minte contaminată, la o minte sănătoasă, care vede lucrurile cum le vede Dumnezeu. Vezi, mintea noastră, în mintea noastră se creează ceea ce noi numim conceptul despre lume și viață. În limba engleză se numește world view. Cum vedem noi lucrurile? Mintea noastră creează, alcătuiază acest world view, această concepție despre lume și viață. Și concepția despre lume și viață pe care o creăm în mintea noastră bazați pe lucrurile cu care hrănim mintea noastră va influența modul în care ne raportăm la ceea ce avem de făcut, la ceea ce avem de trăit. Oamenii își trăiesc concepția despre lume și viață, stilul de viață al unui om se leagă direct de concepția lui despre lume și viață. Your lifestyle is determined by your worldview. Vă rog să observați că în armătura spirituală pe care Dumnezeu o dă, parte din ea, o mare parte din ea se referă la minte. Adevărul are de-a face cu mintea. Neprihănirea are de-a face cu aplicația adevărului în viața noastră prin trăirea de fiecare zi. Râvna Evangheliei păcii este atitudinea generată de mentalitatea noastră referitoare la evangelizare. Scutul credinței. Ce este credința? Credința este și o atitudine de a avea încredere în Dumnezeu, de a crede pe Dumnezeu. Dar credința este un set de valori și de principii pe care trebuie să le cunoaștem, să ni le însușim și să le trăim. Coiful mântuirii. Vedeți, Dumnezeu ne pune la dispoziție această protecție extraordinară a mântuirii la nivelul minții. Ca noi să nu uităm niciodată ce înseamnă mântuire.
am spus recent, foarte mulți minimalizează acest termen și amestecă versetele între ele. Când vorbim despre mântuire, vorbim despre primirea mântuirii, vorbim despre păstrarea mântuirii și vorbim despre perpetuarea mântuirii în eternitate. Adevărata mântuire o primim atunci când trupurile noastre vor fi înviate în slavă. Păstrarea mântuirii este segmentul între momentul primirii mântuirii, care e cel mai ușor lucru pe care îl poți realiza prin credința din inimă și mărturisirea cu gura, și momentul glorios al învierii. Între aceste două, până la moarte, e o luptă continuă. Trebuie să te lupți pentru păstrarea credinței, pentru păstrarea mântuirii. Ori mântuirea trebuie să înfășoare mintea ta și să guverneze modul tău de gândire, mentalitatea ta, concepția ta despre lume și viață. Păi, bineînțeles, este vorba de sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, care iarăși are acces prin minte la întregul nostru comportament, caracter și stăruința în rugăciune prin Duhul. Am vrut să subliniez cât de importantă este mintea. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea profetului Maleahi, când este vorba de infidelitatea în căsătorie. Foarte mulți așează granița unui păcat la comiterea lui, când el este comis. Dragii mei, păcatul începe mai devreme. Păcatul începe în cap. Păcatul începe în minte. Prima dată cucerește mintea și apoi îți cucerește viața. Vorbeam dimineață despre ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Iacov. Spune de la versetul 12 din Iacov, capitolul 1, ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgătuit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zlămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Există o perioadă de gestație a păcatului la nivelul minții, la nivelul sentimentelor. Rațiunea noastră analizează, învârte lucrurile pe toate părțile. Iată de ce în Maleahi profetul spune din partea lui Dumnezeu, versetul 16 din Maleahi 2, căci urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce-și acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor, de aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Vedeți? Domnul Iisus Hristos, când a venit, a mutat granița conflictului la nivelul minții. Și Domnul spune, ați auzit în lege că s-a zis să nu prea curvești, dar eu vă spun, dacă cineva privește ca să poftească, a și prea curvit în inima lui. Aici este granița războiului, la nivelul minții. Și mintea se hrănește cu lucrurile pe care le vede, cu lucrurile pe care le aude. Și tot în Maleahi, cuvântul lui Dumnezeu spune, ați compromis standardul meu moral, stimați preoți. Când? Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? În Maleahi, capitolul 2, de la versetul 7, căci buzele preotului trebuie să păzească știința. Vă aduc aminte de ceea ce îi spunea lui Timotei Pavel, dacă vei pune lucrurile acestea în mintea fraților. Ei, buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Dar voi v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor.
De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. Dragii mei, noi la amvoanele bisericilor noastre nu enunțăm, noi tălmăcim, noi proclamăm. Noi nu inventăm, noi nu emanăm, noi transmitem. Și Dumnezeu are pretenția ca prin mesajele noastre, prin tălmăcirea cuvântului lui Dumnezeu, să înarmăm mintea fraților, pentru ca să poată lupta și să poată înfrânge influențele demonice, gândurile care strecoară tot felul de învățături mincinoase în poporul lui Dumnezeu, care dau indulgențe, care îl retrogradează pe Hristos la nivel de Moș Crăciun. Fiecare sâmbătă avem, duminică avem cât un Crăciun, venim la biserică și primim cadouri. Și ne laudă că am fost copii cu minți. Moș Crăciun. Casa lui Dumnezeu se tălmăcește, legea lui Dumnezeu se tălmăcesc, poruncile lui Dumnezeu. Însă, există o anvergură a războiului spiritual. Aici aș vrea să mă opresc câteva minute înainte de încheiere. Tot ceea ce este uman are limite. Vedeți, lucru care îmi place despre armătura lui Dumnezeu prezentată în Efeseni 6 este: suntem înfofoliți din creștet până în tălpi. Aproape că nu există nicio vulnerabilitate. În vechime, atunci când oamenii aveau armături, erau foarte atenți să nu existe niciun fel de breșă, nicio posibilitate să pătrundă un obiect ascuțit, o săgeată, o sabie, acolo unde se îmbinau lucrurile. Armătura lui Dumnezeu este așa de completă că ne acoperă peste tot. Cu toate acestea, noi, ca oameni, suntem limitați. Și continui să vorbesc despre minte. Suntem limitați la nivelul minții. Războiul spiritual pe care îl purtăm, și bineînțeles că aici este vorba de niște discipline spirituale, ale războiului spiritual, sabia cuvântului, rugăciuni prin Duhul. Există însă o protecție maximă care acoperă toate vulnerabilitățile noastre, inclusiv limitele noastre umane. Cea mai mare suferință pe care o am pentru Biserica Pentecostală de astăzi este că a reușit să degradeze, să reformeze și să dilueze învățăturile Scripturilor despre puterea și lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Iuda, în versetul 20. Dar înainte să citesc versetul 20, vreau să citesc versetul 3, ca să așezăm contextul epistolei către Iuda. Epistolei lui Iuda. Epistola lui Iuda, ca și epistola lui Pavel către Efeseni, este o epistolă despre războiul spiritual în care suntem implicați.
Preobiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna, căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn, Iisus Hristos. Aici este vorba și de îngerii care sunt păstrați pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri. Este vorba de judecata împotriva Sodomei și Gomorei. Este vorba de arhanghelul Mihail care se împotrivește diavolului păzind trupul lui Moise. Este vorba de versetul 10, cei ce bat jocorește, nu cunosc, se pierd singuri în ceea ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, căci au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința de câștig, au pierit într-o răscoală ca lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine, împreună cu voi se îndoapă de-a bine la niște mor fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, niște valuri înfuriate ale mării, care își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și apoi se face referință la profeția lui Enoch, care a vorbit despre acești nelegiuiți și despre ziua judecății. Și acum, ascultați versetul 17. Dar voi, preiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Dar voi, preiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Există momente în care mintea noastră este limitată și are nevoie de intervenția Duhului Sfânt. Slujirea noastră, capacitatea noastră de slujire este limitată. Avem nevoie de puterea Duhului Sfânt. 1 Tesaloniceni 1:5, în adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Iată de ce Pavel spunea în Roman capitolul 8 că nu știm cum să ne rugăm și că Duhul mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu cu suspine negrăite. Duhul Sfânt care locuiește în noi, care ne-a transformat în temple ale lui Dumnezeu. Dacă îl ascultăm și umblăm cârmuiți de Duhul Sfânt și umblăm după lucrurile Duhului Sfânt, avem garanția că suntem copiii lui Dumnezeu, că suntem ai Domnului. Ascultați ce spune la 1 Ioan capitolul 4, de la versetul 4. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume, măriți să fie în numele Domnului. Cine este în tine mai mare decât cel ce este în lume? O, îi mulțumim că pentru poporul Israel are un înger glorios, are un înger mare, are un înger puternic, numele lui este Mihail. Și doar atunci când va fi dat la o parte din calea lui Anticrist, atunci va veni să ia în stăpânire pământul și să creeze rămășița lui Israel, care va fi mântuită. Dar ascultați, pentru noi Dumnezeu n-a trimis un arhanghel, pentru noi l-a trimis pe Duhul Sfânt Dumnezeu. Și nu l-a trimis undeva la înălțimea cerului ca de acolo să vegheze asupra unei întregi națiuni, să vegheze ceasul profetic al lui Dumnezeu, cât să stea în diaspora, când să se întoarcă, când să se înființeze din nou. Și Duhul Sfânt a fost dăruit fiecăruia dintre noi
ca să locuiască în fiecare din noi, ca să ne umple pe fiecare din noi, ca să ne împuternicească pe fiecare din noi, ca fiecare dintre noi să fim biruitori în numele Domnului, măriți să fie numele Domnului. Este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea vorbesc ca din lume. Și lumea îi ascultă. Și din păcate, de multe ori, ne mai trezim și noi ascultându-i. Și Doamne ferește, mai și dându-le dreptate uneori. Nu dați dreptate lumii. Nu dați dreptate oamenilor firești. Nu le dați dreptate, dați-i întotdeauna dreptate Domnului. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Și prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Pentru că dacă bătălia este pierdută aici, bătălia e pierdută. Cine pierde bătălia la nivelul minții, pierde bătălia peste tot. Și războiul acesta nu este un război pe care să-ți poți permite să-l pierzi. Înfrângerea este fatală, este finală. Consecințele unei asemenea înfrângeri sunt eterne. Și vreau să închei spunându-ți, nu există niciun motiv pentru care să pierzi această luptă. N-ai dreptul să pierzi acest război. N-ai scuze să pierzi acest război. Războiul acesta l-a purtat Domnul Iisus Hristos și l-a câștigat pentru tine. Tu trebuie să umbli în victoria Domnului Iisus Hristos. De aceea, în Efeseni, în capitolul 1, spune, l-a așezat deasupra. În capitolul 2, am înviat împreună cu El și suntem în Hristos. Și în capitolul 6, spune, n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. De asta vă reamintesc ce am spus dimineață. În războiul acesta spiritual, există paradoxuri, este și un război paradoxal. Trebuie să murim ca să trăim. Trebuie să murim ca să trăim. Să murim față de păcat, să murim față de firea pământească, să omorâm mădularele noastre care sunt pe pământ și să trăim prin Duhul. Să murim ca să trăim. Trebuie să pierdem ca să câștigăm. Dacă trebuie să pierdem viața aceasta, dacă trebuie să renunțăm la viața aceasta, la stilul de viață în firea pământească, pe care oamenii îl celebrează, ca să putem câștiga viața eternă. Și trebuie să fugim ca să învingem. Să fugim de poftele care sunt pe pământ, să fugim de păcat, să fugim de anturajele rele, să fugim de vestitorii nelegiuirii și de oamenii infiltrați. La multe dintre amvoanele noastre, predicând împotriva valorilor în care am fost fundamentați și care sunt scrise negru pe alb în Scripturi. Fugiți de ei. Nu vă strângeți la ei. E adevărat, există o goană după succes. Fratele Pastor Adrian vorbea de succes și despre scurtături. Au aflat cu cei câștigi pe oameni. Nu sunt împotriva evenimentelor și noi avem evenimente frumoase în biserică. Nu sunt împotriva meselor de dragoste. Avem părtășii superbe în biserica noastră la mesele de dragoste. Nu sunt împotriva cântărilor. Mulțumim Domnului pentru toți cântăreții bisericii noastre. Însă
au inventat o scurtătură către succes. Cu ce îi atragi pe oameni? Cu spectacole și cu cât mai puțin predicat împotriva păcatului și în favoarea valorilor și principiilor Scripturii. Însă atenție, oamenii aceia nu sunt câștigați pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu sunt câștigați pentru împărăția lui Dumnezeu. Că Biblia spune că fariseii din vechime înconjurau pământul să facă un ucenic și făceau din el un fiu al ghenei. Mă rog din toată inima, frați și surori, să ne ajute Dumnezeu să ne învelim bine capul, să ne protejăm bine mintea, să-L hrănim pe cap cu cuvântul lui Dumnezeu, cu învățătura sănătoasă, cu adevărurile veșnice, pornite din inima lui Dumnezeu pentru noi. Să ne ferim de tot ceea ce am putea vedea, auzi, citi și care nu se potrivește cu cuvântul lui Dumnezeu și unde puterile noastre sunt limitate și unde am ajuns la capătul cunoștinței și a capacităților noastre. Mă rog să ne umple Dumnezeu cu Duhul Sfânt ca să facă diferența. Haideți să ne ridicăm și să cerem Duhul Sfânt, să ne îmbrace ființa în întregime, să ne umple mintea de adevărul lui Dumnezeu și în toate lucrurile să fim nu numai biruitori, ci mai mult decât biruitori. Ne rugăm cu toții.